Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou video. Fac un vlog scurt pentru că au apărut câteva întrebări. Am fost contactat chiar și privat pe pagina mea de Facebook. Cred că linkul este în descriere dacă sunteți curioși care este pagina de Facebook. Am văzut și prin comentarii că ce se întâmplă cu noi, dacă s-a întâmplat ceva, dacă ne-am lăsat de YouTube sau când mai postăm, când mai venim cu vloguri noi pe canal. În mare, nu s-a întâmplat nimic cu noi, suntem bine, sănătoși. Când spun noi, mă refer și la baby, cu toate că acum nu este cu mine. Dar de ce n-am mai postat? După Paște, și eu și baby ne-am îmbolnăvit. Mai întâi eu am zăcut puțin la pat. Cred că două, dacă nu, trei zile. Cred că vreo 3 zile, din care 2 cu febră, am luat ceva pastile așa, o aspirină odată să transpire, dar fără cel afară de mine, un ceai. Mi-a trecut destul de repede, după aia s-a îmbolnăvit baby, ne-a luat puțin și recuperarea, adică cred că încă câteva zile am fost slăit așa de puteri, fără vlagă, dacă aș putea spune. Cam ăsta este motivul principal. Al doilea motiv, a fost vreme destul de urâtă pentru vlog, zile ploioase și cam asta e. Pot să spun că practic am luat o mică pauză, chiar nu știu. Nu știu de cât timp n-am mai postat, cred că au trecut maxim 2 săptămâni, chiar nu-mi dau seama. Ideea este că nu m-am lăsat de YouTube, dacă m-aș fi lăsat, aș fi anunțat. Voi mai face vloguri. Voi mai face vloguri și de la căsuță. Am vrut să mă apuc să fac ceva lucrări pe acolo prin curte, începând cu tunsoarea ierbii. Deci trebuie neapărat să tund iarba că a crescut acolo și când am vrut să mă apuc să tund iarba, mi-am dat seama că mașina de tuns nu mai funcționează, nu pot să o pornesc, am încercat să schimb bujia, nu mă pricep. Am vrut să tai niște lemne cu drujba, să fac puțin curățenie pe acolo, prin pădurea de salcâmi. Ce ca să vezi, drujba nu mai pornește, probabil că dacă nu le-am mai folosit peste iarnă absolut deloc, nu știu. Săptămâna care vine, am vorbit cu cineva să treacă pe la noi, să se uite și să vedem dacă rezolvăm problema, pentru că eu nu mă pricep. Mașina mea e aici. Eu nu mă pricep, dar clar va trebui să fac curățenie de primăvară în curte și voi face. Sper să rezolv cu problema cu sculele. Asta e, dacă nu sunt născut la țară, nu sunt priceput în toate. Cei care urmăriți vlogurile mele mai de multă vreme știți că sunt mai nepriceput, nu sunt un meșter sau ceva de genul. Da, în rest, suntem bine, sănătoși. Eu am plecat pentru câteva zile de acasă să mă recreez. Baby a rămas acasă cu gospodăria, are alte treburi de rezolvat, ea lucrează și de acasă. Și cam atât. Dacă sunteți curioși unde mă aflu acum, urmăriți vlogul de mâine, cred. Sper că voi posta mâine. Sunt într-un loc frumos, într-un sat săsesc și tocmai ce am făcut o tură pe aici. Tocmai ce am făcut o tură pe aici, se înserează deja și merg să-mi caut un loc de cazare. Să văd unde mă cazez. Dacă nu mă cazez, pot rămâne seara asta în mașină, nu e nicio problemă, știți că mă descurc. Am căutat pe aici prin zonă și mi se pare cam scumpă cazarea, mai ales că sunt o singură persoană, iar știți că nu contează dacă ești tu, nu plătești o cameră normală, ceea ce mi se pare normal, că da, nu sunt hostelul sau astea.
acestea fiind spuse, vă salut, vă urez o seară bună și urmăriți vlogul de mâine. La revedere!